mai ești meniul zilei? Când mai? Păi du-te, mă, Bogdan Mocanu. Era fiindcă... Păi e ocupat, mă. Mocanu! Mai bine să fim doar vedeți. Ce faci, Bogdane? Hai să mergem. Hai, Mocane. Nu mai ești Bogdan acum? Nu. Iată. Hai, Bogdane! Lasă Bogdan! Iartă-mă. Nu mai zic că ești fals. Mai... am film. Am zis și eu așa că m-ai enervat. Doria, e Bobicioiu, ea e Alex și ea e Ricardo. Ca să știi pe cine e. Da? Relație, a, încă continuă spectacolul. Mă înțeleg bine cu ea. Ai văzut? Poftim? Ne-a arătat la acum așa zice despre Dea. Da? Da. Alex, știi ce zice despre Dea? Cât de treabă ea m-a făcut să am încredere în mine și să îmi dau drumul, să o cucerez pe Simina și să încep o relație cu ea. Am vorbit de mai multe ori cu ea și m-a ajutat. Dar care este rolul ei în această casă? Nu este. Da, face materiale. Zice Ricardo. Da. Din punctul meu de vedere este o trădătoare pentru că se ceartă mereu cu Iram Sim. De când te așteptam? Eu sunt Jador. Eu sunt Jador. Nu, eu din colo. Nu, bă, eu sunt Jador. Eu avem doi Jador. Nu e suficient ca Jador și Jador. Nu, acum Jador e Bogdan, nu mai e. Mocanu, l-ați pus în pielea noastră. L-ați pus în pielea noastră. Da, eu nu sunt pielea lui Jador. Tu ești Roxana. Nu, eu sunt Jador. Tu ești Roxana. Trebuie să-ți alegi o fată. Alege-ți o fată. Eu sunt Jador. Ești Roxana. Sărania. Nu, alege-ți o fată din casă, te rog să fii. Și tu la fel. Și tu la fel, și la fel. Nu se poate așa. Hai să nu stăm toți într-un loc să ne distrăm. Ba da, că vorbim același subiect și e mult mai interesant, că se fac două materiale. Ești Roxana. Nu mai stai lângă mine, că iar se ia Bogdan de mine. Te rog frumos, dă-te. Stai, stai, că eu sunt Bobicio. Tu ești viața mea. E cel mai frumos bărbat din România. Și nu mai ai alte femei? Nu mai am pe nimeni, doar al tău. Da, eu te las să te duci. Dar nu vreau pe nimeni. De ce? Eu te vreau doar pe tine. De ce? Că tu ești cea mai frumoasă fată. Nu îmi trebuie altcineva, n-ascult de nimeni. N-ascult de gura lumii, tu ești viața mea. Eu zic că ai cam ascultat câteodată. Cum? Eu zic că eu câteodată ai cam ascultat. De cine am ascultat? De oamenii răi de aici. Cine e cea mai frumoasă bărbat din România? Ioti. Da. Ce mai șmecher? Vreau să plec de aici. N-ai văzut niciodată, n-ai văzut. Plec de lângă tine. Te duc la mine la Bârlad? Te duc la mama? Nu mai vreau să fiu cu tine. Dacă te duci la Bobicioiu, te omor. Dacă te duci la Jador și la Bobicioiu, te omor. Cine e Jador? Unde e Jador? E partea aia. Nu zici și-a vrut să despartă de tine. Dar știi, n-am nicio treabă cu Roxana. Când am plecat, mi-a făcut cu ochiul, vrei să notez? Gen ce face cu Bobicioiu. Fii atent, o da pe televizor să pleci Mocanu cu, Cezar. Și Jador de acolo, eram în grădină, știi? Și zice că hai că eu sunt Mocanu, mă duc eu. Și o plecat și el îmbrăcat tot în alt camion. Și Bobicioiu, eu crezi că eu am plecat pe bunii eu, știi, nu Jador. Măi, direct se plimba prin fața grădinii. Că a rămas Roxana singur în grădină. Cum ce-a făcut, mă? El crezi, da, mă. Eu nu crezi că am plecat și că a rămas Roxana singur. Și el deja pus ea pe acolo, pe fața grădinii. Și când m-a văzut, s-a dus la căpăi, la canapea. Măi, nu-i sănătos. Ce-i? Da, te-ai certat, vreau măcar cu el, pe tema asta. Mă, dar ce vrei să fac? Nu, că dacă Gacicman nu face nimic, ce să-i fac? Și chiar nu-l bag în seamă. Și o zic, băi, uite, îți vezi că o să vină ăsta, uite. Mi-a zis să nici ieri și ieri o să nu se duce loc și am zis, băi, dar parcă deja nu te mai deranjează așa tare. Păi da, m-am obișnuit, parcă e din familie, adică... Nu, ăsta e mult prea paranoia. Măcar e pe spate și nu... Deci ești mult prea paranoia. N-ai nicio treabă cu realitate. Cu cine vorbești? Cu tine. Cu tine. Da, eu cu tine. Aaa. Toată lumea din casă a văzut că ești paranoia acum. Care e toată lumea din casă? Ia, hai. Care, băi, băieți, care din voi vorbește numele tău. Stai cu minte, mai mândule, stai cu minte. Ia, băi, Birân, Zănoagă, ți se pare că-s paranoia, frate, sau când am plecat eu și am crezut că Jador bâzea pe acolo prin față deodată? Da, mă, are dreptate. Nu s-a zis tot într-un loc. Vorbește, vorbește numele tău, nu numele tuturor. Băi, Jador, dar care treaba? Așa e. Gata, mă, Jador, nu mai ai chef de catering, nu vezi că ăsta e face... Eu n-am văzut așa ceva.
Bianca, când ați venit voi și a apărut pe televizor, s-a ridicat Jador, care e îmbrăcat ca mine. Deci până atunci eu nici nu l-am văzut pe Bobicioiu la față. Când o pleca Jador dincolo, era pe scări, s-au crezut că sunt eu. Și deja gata, buzea prin față, pe acolo, pe la grădină. Băi, ești de bun, avem după tine să iau ochelari? Păi, pretextul tot, că era în picioare deja, dar până să fie acolo eram în grădină. Ce căutai la grădină la Roxana acolo? E gelos, mă, băi, e gelos. Ești de bun, mă. E gelos, om. Eu cred că din cauza că te-a dus să-l așa urât, tu acum... Pe lângă Simona, îmi place și pe Roxana. Da, vezi cum vorbești cu tu. Trebuie să mă sluțească din patru ori ca să fii mai frumos decât mine la păr. Stai, cu părul ăla vorbești de mine, de tuns urât. Măi, nebunule, ce ai? Măcar acum ne potrivim să te mamă de tuns urât. Da, măcar atât. Băi, nu vine cu barba aia făcută frumos, băi, cu hainele alea de bun gust. Ia gata. Băi, educatule! Bă, dar ce ai, mă, omule? Ești nervos fata dimineața, ce știu? Băi, spălatule! Cui ai zis? Auzi, mă, așa! Ieri am hotărât să ne jignim prin complimente. Să ne jignim invers, mă, nebunule! Să ne jignim prin complimente! Măi, băi, aveți... Da, da, da! Măi, ia dă un cititule. Exemplu. Mocanu, dă un exemplu. Băi, cultule, gata, măi. Ah, gata, Mocanu, ia, înțeles, hai, dacă te faci răsplată, înseamnă că ești curat. Ia vezi că poate te respect, băi. Băi, înseamnă că e de rău. Ia vezi că poate te respect. Și ceva, băi, te respect pe tine și pe toată familia ta, băi, te respect. Hai că aici ai fost... Mocanu, ești superb. Ești un bărbat adevărat. Nu, Bianca, nici tu n-ai înțeles. Nu, ea acum știa fix părerea ei despre tine. Băi, Bobicioiu, știi ceva? Eu zic să te mai lași de sală și după asta să vorbești cu mine, da? Bună! M-am lăsat, da. Să vede că ai burtă. Ăsta ce e? Cum când se cheamă ăla? Ăla că faci mișto de cineva. Ăsta e de la stand-up. Zic eu, dacă nu înțelege. Nu. Bă! E un roast, dar... Așa, roast. Bă, Mocane! Mocane, auzi ce zice Roxana, că... Bă, frumos, Bobby zice pe ce ton vrea el. Așa auzi, Roxana? Da. Ce a zis? Vorbesc serios. Zănoagă? Da. Unde e Ricardo? Mie. Ricardo? Ți-a adus aminte de... Ai întrebat de Ricardo? Unde e Ricardo? Păi cred că special, băi, la baie. Are probleme. Ei, spate! Azi că nu mai are ce vorbi cu tine. Bogdan n-are nicio treabă. Poate să stea de 100 de ori Roxana pe Alex. Și domnie. Dar de ce? Pentru că am încredere în ea și am încredere și în Zănoagă. Nu, știi sigur că n-are nicio treabă cu ea. Ricardo. Păi nu, de ce nu-mi răspunde? Dar Ricardo nu-i în casa băieților. Ba, l-am văzut. Ce-i bine că-i spărat? Faceți mă, a, că le-am folcat și un pal. Aha! Nu Bianca? Da. Unde e Ricardo? Ai zis că nu are ce vorbi cu tine. Ai zis că nu are ce vorbi cu tine. De ce? Nu știu. Auzi, Roxana, e geloasă pe mine? Nu. Am întrebat. Dar tu ești? A, închis. Ralu, ce cauți aici? Ce m-a prins? Ce m-a prins? Bă, a trecut o oră și tu nu ai întrebat unde sunt, mă durea stomacul. A trecut o oră pe ceas. Nu, nu, nu. Hai, dă-mi pusi. Hai că ți-am pregătit ceva. Hai că ți-o stau de aici. Lasă că a trecut o oră pe ceas. Bine, a trecut. Hai. Că tu chiar nu-ți pasă de mine, a trecut o oră, au vorbit oamenii ăștia și tu nimic. Hai. O oră a trecut pe ceas. Hai un pic aici. Da, dar a trecut o oră, frate, pe ceas. Ce vrei să-mi... Nu-mi dai nimic, știu ba, că n-ai nimic. Știu că n-ai nimic în mână, lasă vrăjeala. Uite, ești pregătit să vezi. Mă, n-am mai cu vrăjele astea de 2 lei pe mine, știi că nu-mi plac vrăjele astea. Uite-te, am ceva frumos. Știu, a trecut o oră. Sunt foarte supărat și deranjat din cauza la ce s-a întâmplat ieri, în ultima fază, înainte să se termine emisiunea. La modul m-a deranjat. În primul rând, Larisa, tu și Dea. Așa, zi și de ce? Așa. Prima oară m-a deranjat persoana ta din cauza că toate bune și frumoase la date, ba chiar prea bune și frumoase, după dintr-o dată vii supărată în casă la noi. Nu înțelegeam de ce. Da. Adică nu-mi place când ești mult schimbător și nu-mi place când te ferești. Adică dacă te întreb ceva, te întreb ca să pot să-ți dau un sfat și să vedem ce ai ca să putem rezolva problema, știi? Adică nu trebuie să te ferești de mine pentru că eu mereu, dacă mereu te voi sfătui în caz, dacă pot să te ajut. Aha.
tu ai simțit să te deschizi mai bine în fața lui Cezar, nu în fața mea. Nu e adevărat. Ba, da. Nu. El a venit lângă mine. Păi și eu am venit lângă tine. Da, și nici mai băgat în seamă. Păi și te-am întrebat și ne-ai vrut să vorbești cu mine. Când a stat mai, da, da, și Cezar a stat cu mine până i-am zis ce am. Da, mă, bă, eu stau. Cezar a stat. El e mai răbdător, eu n-am avut răbdare. Dacă te-am văzut așa, pus să mor, ți-am pus de dor. Păi mie așa îmi place. Ei. Să stea cineva lângă mine, să văd că-ți pasă. Am văzut că ți-a păsat. Păi îmi pasă când o persoană o văd că suferă și e supărată. Și vezi că uite și atunci când te-am văzut că plângi, când am stat eu cu Simona, mie îmi venea să plâng.